Bună seara tuturor! Eu sunt convins că fiecare dintre noi îi place foarte mult să creadă că ia decizii în deplină cunoștință de cauză, că liberul arbitrul este la cel mai înalt nivel în cazul fiecăruia. Ei bine, se pare că lucrurile sunt foarte departe de ceea ce credem cei mai mulți dintre noi în legătură cu liberul arbitru. Conform unor cercetări realizate de neurologi, apare următoarea situație care este destul de ciudată și pare greu de acceptat pentru noi. Mai exact, înainte ca omul să ia în cunoștință de cauză o decizie, creierul a decis deja. Este un lucru foarte interesant care, atâta vreme cât oamenii de știință l-au descoperit și l-au pus în evidență, cu siguranță că este exploatat, este valorificat de cei care lucrează în marketing, cei care se ocupă de manipularea lucrurilor, pentru că în această situație nu e așa, dacă actele presupus voluntare au în spate decizii inconștiente ale creierului realizate înainte ca omul să facă în mod conștient ceva, înseamnă că la acest nivel lucrurile pot fi influențate, pot fi controlate și atunci, desigur, ne întrebăm cât din ceea ce noi decidem pentru viața noastră, pentru viitorul nostru, este cu adevărat expresia liberului arbitru și cât este expresia unor lucruri generate de influențe externe nouă. Toate aceste lucruri le vom discuta cu profesorul universitar Leon Zăgrean, șeful disciplinei de fiziologie și neuroștiințe fundamentale de la Universitatea de Medicină și Farmacie, Carol Davila, din București. Bună seara și bine ați revenit în emisiune. Bună seara, bine v-am regăsit. Citeam zilele acestea, așa cum am spus și în introducere, că sunt o serie de specialiști care, în urma unor teste, au ajuns la concluzia că înainte ca omul să ia o decizie pe care o consideră voluntară și conștientă, creierul a și decis ceva, să spunem, în mod inconștient. Prin urmare, apare o mare problemă în sensul că se poate merge până acolo încât să se spună că practic omul nu prea avea liber arbitru, că sunt anumite procese inconștiente care funcționează implacabil și că ceea ce credem noi că este un act de voință este, de fapt, anticipat de anumite procese care au loc puțin înaintea momentului în care noi spunem vrem să facem aia sau acționăm într-un anumit sens. Cum se vede de la dumneavoastră acest lucru? Deci am să încep cu un exemplu care l-am trăit, ca să zicem așa, înainte de a veni încoace. Am intrat într-unul dintre laboratoare și la masă erau 5 studenți care întrețineau un dialog pe Skype, deci prin internet, cu cineva care era la Paris. Și am întrebat ce legătură este între cel de la Paris și studenții din laboratorul din București. Depinde din ce perspectivă privești lucrurile. Dacă pui niște aparate de înregistrare pe cablurile electrice care vin la computer, vei înregistra niște variații ale curentului electric. Dacă înregistrezi undele prin care sunt transmise, pentru că vine prin unde semnalul de la Paris la București, nu? Prin satelit și așa mai departe, vei înregistra altceva. Dacă în locul celor 5 studenți câți erau în laborator, aș fi pus alți 5 oameni, aproape că nu înțelegea nimic din ceea ce discuta persoana de la Paris. Deci, ceea ce leagă aceste elemente de la Paris și de la București este, de fapt, mesajul informațional. Neurofiziologii, cei care studiază creierul,
în acest moment nu pot să abordeze decât suportul material al informației, adică procesele electrice de membrană, pentru că toate aspectele electrice pe care noi le înregistrăm, obligatoriu pleacă de la o membrană celulară. În acest moment nu avem altă variantă. Dar același potențial de acțiune, același curent electric, în funcție de receptor, poate să aibă semnificații diferite. Cu alte cuvinte, eul fiecăruia, sinele fiecăruia, recepționează în mod specific și particular mesajul. Ce se întâmplă în creier acum? Creierul, în acest moment, spun oamenii de știință că operează cu așa zise semnale electrice și semnale chimice, adică cu molecule, curent electric, care are ca suport ionii din creier. Dar acest semnal, luat ca atare, în momentul de față, nu poate fi decriptat decât de o altă conștiință, decât de o altă persoană, decât de un alt eu, de un alt sine. Și acum se pune problema de unde provine sinele acesta sau ce este sinele, pentru că el este cel ce întrupează sau concretizează, de fapt, informația. Și aici lucrurile sunt împărțite cu privire la ceea ce spuneați dumneavoastră, că conștientizarea unei decizii, adică atunci când devenim conștienți de o decizie care a fost elaborată sub o formă, să zicem, mai amorfă, ea devine decizie în momentul în care noi am conștientizat-o. Până atunci nu este altceva decât un amalgam, o amestecătură de biocurenți membranari. Asta poate să accepte știința în acest moment. Însă, problema este cine declanșează acea amestecătură sau horă sau cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Și ajungem la conștiință și sine. Ajungem. Sinele e o chestiune mai complexă, aș vrea să o lăsăm pentru un moment, ca să ne putem termina ideea. Deci, un semnal care a fost declanșat la un moment dat din mediul exterior față de creierul nostru, va induce activarea unui număr foarte mare de neuroni care sunt conectați ab initio. Deci, noi când ne naștem cu anumite conexiuni care sunt prescrise sau preprogramate, dacă vreți. Sunt conexiunile fundamentale. Apoi, în cadrul acestor conexiuni, pe măsură ce individul învață, se ramifică, devin tot mai complexe, tot mai numeroase. Gândiți-vă că același cuvânt, să zicem, spus unui copil de un an, are o anumită semnificație, creierului va răspunde într-un anumit fel. Toate investigațiile de tip rezonanță magnetică, electroencefalogramă, tot ce doriți, va arăta într-un fel. Același cuvânt peste 5 ani, peste 10 ani, va produce un alt răspuns, un alt aspect al activității creierului. Și acum, atunci când se pune problema elaborării unei decizii, că aici este problema și care are și aspecte legale la urma urmei, eu nu cred că această decizie
este independentă de experiența individului. Cu alte cuvinte, un semnal care vine din exteriorul creierului nostru, indiferent pe care din căile de simț, va induce modificări, în primul rând, la nivel inconștient. Aceste modificări, aceste conexiuni care se realizează la nivel inconștient, reprezintă mintea omului. Reprezintă experiența acumulată, depozitată acolo și care se modifică în funcție de individ, timp și așa mai departe. Iar decizia care o conștientizăm, eu nu pot să o văd decât ca un rezultat al activării tuturor circuitelor care au fost formate în timpul experienței individului și care se produc, după opinia mea, total inconștient sau involuntar. Deci nu depinde de noi. Depinde de noi doar experiența care a acumulat-o înainte. Asta deci este. Până la urmă, dacă e să închidem cercul, deși rezultatele cercetărilor spun că creierul ia o decizie inconștient până când... Nu e decizie. Nu, mă rog, reacționează. Da? Înainte ca în mod conștient tu să iei o decizie, corect, dar în același timp reacția creierului este generată de experiența pe care omul o acumulează absolut în timp. Și atunci, în realitate, chiar dacă reacția este inconștientă, ea se bazează pe conștientizările de până atunci. Absolut, care au fost înainte. Care au fost înainte acumulate. Și reacția, sigur, este o rezultantă acestor conștientizări care poate să nască reacții noi, corect, care te duc la acumula noi informații, noi experiențe. Absolut. Sigur că, eu zic că este evident pentru oricine, că raportul dintre liberul arbitru și nivelul de conștiință este unul direct proporțional. Cu cât omul are un coeficient de inteligență, să spunem, mai scăzut, cu atât mai mult actele lui sunt, de fapt, generate de mimetism, sunt expresia unor manipulări. Absolut. Și foarte rar, așa, poate are sclipiri în care ia o decizie cu adevărat conștientă, care poate să-i schimbe și alea pot să fie momentele de cotitură în viața unui astfel de om. Cu cât omul este mai inteligent, cu experiență mai complexă, cu atât un procent mai mare din actele lui sunt acte cu adevărat care exprimă liberul arbitru, dar chiar și la un om foarte inteligent, o parte dintre reacțiile pe care le are în raport cu lumea sunt reacții care sunt dincolo de liberul arbitru, sunt expresia unor manipulări, a unor automatisme generate absolut în timp. Absolut. Gândiți-vă la următorul aspect. Vi se prezintă o imagine a unei persoane pe care dumneavoastră ați apreciat-o până în momentul T, până ieri. Dacă v-ar fi spus cineva despre persoana respectivă înainte de ieri, v-ați fi făcut o anumită imagine, ați fi elaborat un anumit comportament. Dacă ieri ați aflat o situație care răstoarnă imaginea anterioară, dumneavoastră, în mod automat, vă veți schimba reacția față de. Deci, e o chestiune, nu este bătută în gură. Aici intervine, dacă vreți, sinele, care nu este altceva, în opinia mea, decât cantitatea și calitatea informației asimilată, nu acumulată, pentru că acumularea este oarecum mai mecanicistă, mai șablonistă, cum spuneați dumneavoastră, adică sunt anumite reacții care se produc aproape instinctual, am zice, da? Dar pe măsură ce calitatea informației și diversitatea informației crește, cu atât elaborarea unui gând, a unei decizii care o conștientizăm. De fapt, liberul arbitru
De cele mai multe ori am putea spune, plecând de la aceste date, că mai repede acționează ce să nu faci, decât pentru că ceea ce se propune a se face vine din profuzim, din inconștient. Iar atitudinea noastră, decizia de a face, de a accepta acel făcut deja de dinainte, circa 200-300 de milisecunde, se apreciază, da? Înseamnă de fapt doar a accepta sau nu acel dat cu 200-300 de milisecunde înainte. Dacă am merge acum în spațiul religiilor, am constatat că, în aparență cel puțin, liberul arbitru nu este atât de mult încurajat, ci se vorbește adeseori despre urmarea fără a le judeca anumite dogme, dar asta și în anumite societăți mai care merg spre dictatură sau așa. Și se pune problema de fatalitate în multe cazuri. Adică sunt anumite lucruri care nu pot fi schimbate, ele vor veni, se vor întâmpla în felul acesta, este scris, nu ai ce să... Cât din aceste abordări sunt manipulare, cât sunt expresia unor realități spirituale, dacă am putea să privim din perspectiva aceasta. Da. Deci, unul dintre mari matematicieni, Leipzig, acum vreo 300 de ani, spunea că dacă vom avea la un moment dat posibilitatea să vedem fiecare moleculă, fiecare celulă, fiecare atom, fiecare parte, nu vom găsi niciodată mintea sau gândul. Se referă la a vedea în creier. Da. Asta a fost, deci, acum circa 300 de ani, Leibniz. Laplace, care era un determinist, a spus că dacă vom cunoaște fiecare moleculă, fiecare celulă, fiecare atom, fiecare și modul ordinar, vom putea prezice ce se va întâmpla. Deci adevărul este undeva pe la mijloc. Nici Laplace nu are dreptate absolută, pentru că sunt foarte multe lucruri care depășesc capacitatea teoretică și practică de a prevedea un rezultat, și nici matematicianul Leipzig nu avea. Deci undeva lucrurile sunt pe la mijloc. În ceea ce privește paradigmele religioase sau științifice, pentru că sunt și în religie și în știință, sunt așa zise lucruri care nu mai trebuiesc demonstrate pentru că se acceptă. Și sunt valabile un timp, după care lumea se trezește și își dă seama că de fapt nu sunt așa. Și dacă privim în istoria religiei, sau religiilor mai bine spus, în mod cert au fost norme diferite pentru spații diferite și pentru timp diferit. Haideți să acceptăm că originea creștinismului, de care suntem mai apropiați, nu, practic a fost instituționalizată cam de pe la 300 după Hristos. Da? Da? Constantin cel Mare a fost cel care a instituționalizat creștinismul și nu l-a făcut ca să aibă grijă de oamenii să ajungă în lumea cealaltă în condiții bune. L-a făcut pentru că atunci era un demers necesar pentru istoria acelor timpuri, pentru a... Și practic biserica de la Roma a și confirmat, mai ales în Evul Mediu, că a fost o instituție politică, adeseori criminală, da. Pentru că despre asta este... Eu n-aș merge nici pe politic, nici. Este, da, o instituție organizatorică, pentru, da, că biserica, în mod cert, a fost prima instituție de organizare, cu părțile ei bune și cu părțile, da, da, ei mai puțin bune. Pentru că
De exemplu, se zice în anumite religii să nu consumi cu tare mâncare sau cu tare în anumite zile. Au un suport acestea de cunoaștere științific și care au ca scop, în primul rând, sănătatea omului. Pentru că nu toată lumea putea să știe, cum nici acum. Sau nu știu. Să înțeleagă rațiunea. Absolut. Și atunci se îmbrăca sub această formă de lege, de normă religioasă. Dumnezeu vrea asta. Absolut. Și care diferă de la zonă la zonă și de la timp la timp. Pentru că unii mănâncă carne de porc, alții consideră că e mare păcat să mănânci carne. Și invers. Da. Nu? Unii au 10 soții și au toată justificarea religioasă, în altă părere același lucru se pedepsește. Și atunci se pune problema de unde vin toate aceste legi. Omul le-a făcut cu mintea lui. Problema de unde vine mintea este probabil subiectul altei emisiuni. S-ar putea face o estimare a procentului pe care îl are un om cu o inteligență medie vis-a-vis de cât din deciziile lui sunt expresia manifestării conștiente a liberului arbitru și cât sunt reacții instinctuale, emoționale. Am înțeles. Este o tentativă, ca să zicem așa, a căre rezolvare eu nu o văd niciodată. Pentru că, plecând de la ideea că în profunzimi fiecare individ este o entitate de sine stătătoare, n-am cum să compar cu o altă entitate, din acest punct de vedere. Pentru că, gândiți-vă, sunt doi gemeni care s-au născut în aceeași familie, au trăit un timp într-o familie, după care s-au despărțit. După 10-15 ani de medii diferite, vor fi fiecare diferiți. Și asta nu numai la nivel de aparențe, ci chiar la nivel molecular, că se activează anumite gene, la alții se inhibă, la celălalt se inhibă și toate acestea constituie de fapt la identitatea individului. Aș risca să merg... Da, e adevărat. Cea mai corectă este ce am spus eu inițial, că cu cât nivelul de conștiință este absolut mai înalt, cu atât... Nivelul de cunoaștere. Eu aș spune, nivel de cunoaștere este la baza valorii unui individ, nivelul de cunoaștere din care se extrage nivelul de conștiință și înțelepciunea. Deci eu cam în această ordine. Cunoaștere, conștiință, înțelepciune. Limita dintre conștiință și înțelepciune nu se poate identifica. Deci cele două domenii, ca să zicem așa, se întrepătrund. Da. Acum foarte mulți au auzit și sunt conștienți de faptul că avem două emisfere cerebrale cu funcții diferite, că se vorbește despre o parte feminină a creierului și o parte masculină, despre creierul emoțional și creierul rațional. Dacă e să analizăm liberul arbitru din perspectiva celor două emisfere cerebrale, care este jocul vis-a-vis de deciziile noastre, de reacțiile noastre? Deci, sunt o serie de experiențe sau observații. Unele sunt experiențe făcute în laborator, altele sunt observații în cazul intervențiilor chirurgicale în diferite patologii, în diferite cazuri. Din punct de vedere normal, fiziologic, cele două emisfere nu se separă între ele. Nu sunt diferențe. Diferențele le caută unii și vor să le nu știu ce. După părerea mea, sunt nesemnificative. Nu există o diferență între neuron din emisfera dreaptă și unul din stânga, între neuron masculin și neuron feminin. Deci astea sunt lucruri. Ce poate să difere în funcție de cantitatea unor substanțe care neuromediator, le zicem noi, care modulează transmiterea. Apoi, anumiți hormoni, de exemplu, estrogenii, influențează într-un anumit fel activitatea neuronilor în funcție de receptorii care îi are neuronul respectiv. Da? Se vorbește acum foarte mult despre hormonul iubirii numit oxitocină, care până recent era considerată un hormon strict implicat în
fiziologia femeii în ceea ce privește reproducere, lactație, atitudine față de copil. Acum s-a constatat că, de fapt, are o implicație mult mai profundă și este intitulat ca și hormon al iubirii sau comunicării. Chiar aș vrea să insistăm puțin pe acest aspect, pentru că mi se pare foarte interesant hormonul iubirii, pentru că, iată, din ce spuneți astăzi, în spatele a ce spuneți, pare că se sugerează faptul că și iubirea, de fapt, este o reacție chimică. În mod cert. Și... în mod cert. Problema este că nu este numai atât. Asta e. Nu numai atât, pentru că eu dacă administrez, de exemplu, aceeași cantitate de oxitocină la persoane diferite, cu educație diferită, voi avea comportamente diferite în raport cu educația fiecăruia, cu experiența fiecăruia. Adică dacă acum mi s-ar insera acest hormon, eu aș simți o mare deschidere sufletească și aș simți așa, că iubesc... Da, deci sau s-ar amplifica oricum. La modul general, oxitocina produce o creștere a încrederii în celălalt, o creștere a altruismului a persoanei față de altă persoană, o creștere a necesității, dorinței de a comunica sincer, adică eu l-am numit mai creștinește așa, hormonul comuniunii. Pentru că comuniunea este poate mai complexă decât hormonul iubirii. Bine, eu sunt sigur că oamenii de știință materialiști vor căuta să reducă emoțiile și trăirile umane la rezultanta strictă a unor hormoni, reacții chimice. Absolut. Pe când cei care au o viziune mai complexă și văd dincolo de, materialitatea imediată, corect, conștientizează faptul că există acel ceva care este dincolo de materie în noi, putem să spunem suflet, sine sau în alt fel. Da. Termenul cel mai potrivit ar fi non-fizic sau non-material. Da? Așa, și că acel ceva vine cu un plus, că toți acești stimulatori, care sunt hormonii și alte substanțe din corpul nostru, practic, mai degrabă creează suportul unor manifestări superioare ale acelui non-fizic. Absolut, absolut. Așa cum creierul este suportul procesării informației, suportul minții, suportul conștiinței, tot așa moleculele, circuitele, celulele sunt suportul informației. De altfel, informația de asta am început cu experiența. Informația nu se finalizează decât atunci când vine în contact cu conștiința omului. Omul este cel care, sau conștiința individului este elementul definitoriu al informației. Pentru că altfel, dacă dumneavoastră auziți acum niște cuvinte în limba turcă sau grecească, s-ar putea să nu vă spună absolut nimic. Pe când unui grec sau unui turc îi spune foarte multe. Da. Deci în funcție de ceea ce aveți dumneavoastră în sinele dumneavoastră. Și aș vrea numai să... Da. Un lucru să, și cu asta aș vrea să termin. Doi dintre marii neurofiziologi, dintre care cel mai mult îl apreciez eu pe Eccles, și care este de fapt eleva lui Sherrington, amândoi au abordat, și mai ales Eccles, că el a trăit până la sfârșitul secolului trecut, vorbește, și există chiar o carte intitulată The Self and Its Brain, adică sinele și creierul său. Interesant. Acum, dacă luăm în discuție tot ce am vorbit până acum și subliniem implicarea acestor hormoni, dar și altor substanțe din organismul nostru, modul în care creierul reacționează la anumit stimul exterior pe baza experienței acumulate, desigur că specialiștii care fac performanță în sociologie, psihologie și sunt la baza tehnicilor
de publicitate, de marketing, de manipulare a maselor, vor specula, vă părerea mea, toate aceste aspecte. Nu accept. Și vor construi tehnici, modalități de exprimare care vor anula sau vor urmări să anuleze liberul arbitru, să creeze însă impresia că omul își exprimă în mod liber voința, dar în realitate deciziile lui sunt manipulate pentru a cumpăra ceva, pentru a manifesta într-un anumit fel pentru în societate. Am înțeles. Deci, este un cerc vicios foarte periculos în acest sens. Pentru că am văzut un pic mai devreme că puterea sau calitatea liberului arbitru depinde de calitatea și cantitatea de informație. Cu alte cuvinte, depinde de experiența acumulată anterior. În cea mai mare parte, această experiență acumulată anterior se obține din școală, din familie și din mediul în care trăim. Și depinde și de potențialul pe care îl ai la naștere, pentru că... Iese din discuție. Pentru un creier normal, potențialul este aproape infinit. Nu se utilizează nici pe departe cât ar fi posibil. Dar cantitatea și calitatea informației care se administrează într-un mod mai mult sau mai puțin voit de toate formele de educație, asta însemnând școală, media, viața de zi cu zi și așa mai departe, toate participă la acumularea de informații de către fiecare. Dacă în fiecare zi se folosește, să zicem, o formulă pentru a consuma cremvuști de nu știu ce firmă, treptat se acumulează în subconștient și în momentul în care vine posibilitatea de a traduce în viață acel lucru, în mod automat se realizează șablonul care a fost indus atâta timp. De aici pericolul despre ceea ce vorbeați dumneavoastră, așa zis, marketing. Pentru că marketingul se bazează pe niște principii luate din domeniul neuroștiințelor și au deturnat scopul. Pentru că scopul marketingului este de a vinde. Nu are introdus în ecuație ca cel care cumpără să beneficieze de o finalitate corespunzătoare. Pe el nu mai interesează. Pe el interesează să vândă. De aici încolo te interesează. Poți să cumperi și să arunci. Poți să cumperi și să te îmbolnăvești. Domnule, ai avut liberul arbitru, eu nu te-am obligat, ai cumpărat, nu mă interesează. Și aici intervine lucru periculos care este în acest moment în societate, denaturarea finalității existenței și valorii umane, din păcate. Și nu știu unde va duce acest lucru. Într-o altă emisiune îmi amintesc că am vorbit cu dumneavoastră despre hărțile creierului. Faptul că au fost identificate anumite locuri în care starea de plăcere generează ceva, frica generează ceva, dezgustul, orice altă emoție, orice altă trăire generează ca un fel de pete, poate chiar, în zona creierului, poate da. E mult spus așa. Nu sunt pete, sunt niște activări pe care noi le vedem pe aparatura de investigație ca fiind pete. Da. Da. De fapt, dincolo de aceste pete este activarea metabolică a zonei respective. Până unde s-a ajuns cu cunoașterea în reproducerea acestei hărți a creierului, tocmai pentru a genera cu anumite tehnologii psihotronice o influență? Am înțeles. Problema este în felul următor. Creierul nu funcționează ca o sumă de zone, nici măcar ca o sumă de neuroni. Creierul funcționează ca întreg. Dar în acest întreg există anumite zone care sunt mai mult implicate
într-un anumit răspuns, într-o anumită, zicem, emoție sau trăire emoțională legate de stimulul care le declanșează. Gândiți-vă că orice emoție, de fapt, este declanșată de un stimul, care poate să fie sonor, olfactiv, gustativ, da? Tactil. Deci intră pe o cale în creier, pe analizatorul respectiv și apoi difuzează din acea zonă în raport cu experiența, pentru că aceeași senzație, s-au făcut niște experiențe foarte ciudate cu gâdilatul. Da. Da? Spune cine. Așa. Deci, dacă nu mă înșel, scapă numele acum, e unul dintre cei care a studiat foarte mult acest timp de declanșare a proceselor, o să-mi vină în minte, așa, și care a conceput un sistem de autogâdilare, dar prin intermediul unei piese intermediare. Deci, între mâna care producea gâdilatul și zona cealaltă palmă, de fapt, era o piesă intermediară. Acum, gâdilatul se... Adică nu se gâdila cu degetul, ci folosea prin intermediul unei piese. Problema este că, uneori, numai mișcarea mâinii, fără ca să funcționeze sistemul de gâdilat, producea senzația de gâdilat. Deci, gâdilatul propriu-zis tactil, nu. Creierul celui care era învățat că la acea mișcare a mâinii apare gâdilatul. Și ce este și mai ciudat este faptul că s-a stimulat, de exemplu, două aceleași zone responsabile de o anumită senzație. Direct cortical, pe creier, cu electrozii, pe zona senzitivă din creier, orice simți. Și prin calea naturală. Ordinea a fost stimulare electrică directă pe creier cu electrozi, care producea senzația asemănătoare stimulării gustului sau pipăitul, n-are orice simți, și pe cealaltă parte s-a stimulat natural, la circa 200 de milisecunde, interval între stimularea directă. Și pe urmă a fost întrebat pacientul, că asta s-a făcut pe pacient, a fost întrebat care dintre cele două a fost prima. De fiecare dată a răspuns că cea pe cale naturală a fost prima, deși a fost cu 200 de milisecunde în urma stimulării directe ale creierului. Deci, creierul are capacitatea de a modifica timpul. Am putea spune că dă oarecum timpul înapoi, pentru că, din punct de vedere fizic, stimularea directă cu electrod a fost înainte cu 200 de milisecunde până jumate de secundă. Eu am citit ceva extrem de interesant, să spun, dacă este posibil. S-au încercat, citeam eu, dar nu mai știu unde, că a fost mai de mult, s-au făcut niște experimente mai dure în anumite laboratoare, în care, spre exemplu, un prizonier căruia i-a fost transmis tot timpul că este în pericol de moarte, și el era absolut convins că este prizonier și este în pericol de moarte, da? S-a simulat omorârea lui. A fost introdus într-o cadă cu apă, da? Era legat la mâini, la spate, i s-a arătat lama, el a fost imobilizat în cadă ca să nu poată ieși, și s-au prefăcut că îi taie venele. Bine, i-au atins un alt obiect care nu era la fel de dureros. L-au zgâriat, au introdus o substanță colorată în roșie în apă, ca omul să fie absolut convins că i-au tăiat venele. Și ce spunea în cartea respectivă, că în scurt timp a murit și că procesele lui biologice au funcționat
ca și cum într-adevăr ar fi pierdut sânge și da, ar fi murit din cauza aceasta. Sunt foarte multe experiențe care scot în evidență. Un alt experiment era că i-a zgâriat și lăsa să șuroieze un pic de apă caldă la locul respectiv și care curgea într-un lighean ca să aibă impresia că aude cum îi curge sângele. Da. Același rezultat. A murit. Da. Fiind convins, mintea lui a acceptat absolut, că... Absolut. Și aici intervine gradul de cunoaștere a individului. Și vă dau un experiment care l-am citit foarte recent și s-a făcut relativ recent. Aproape incredibil. Deci, într-un minut. Da. Neurocercetători au desenat un triunghi mare, un triunghi mic, un cerc și un dreptunghi cu o latură parțială, deci numai ca un fel de ușă într-un dreptunghi. Da. Le-au pus în mișcare, electronic, animație, să miște într-un anumit fel. Da. 34 de studenți într-un grup și alți 34 de studenți într-un alt grup. La unul dintre grupuri li s-a spus să descrieți ceea ce vedeți, deci o mișcare a figurilor geometrice pe un ecran. Da. Să spuneți ce vedeți. Și la celălalt grup de 34 să descrieți mișcările care ar putea să fie legate de o activitate umană. Deci la primul nu s-a spus nimic despre activitatea umană, la primul grup. Numai descrierea mișcărilor figurilor geometrice. La al doilea, da, să precizeze cu ce ar putea să... Din primul grup, unde s-a cerut doar descrierea mișcărilor figurilor, un singur student a descris mișcarea figurilor geometrice. Toți ceilalți au descris mișcările ca semnificând mișcările omului. Un individ în întâlnire... Celălalt grup. Nu. Deci celui care i s-a cerut doar descrierea figurilor geometrice. Da. 33 au descris ca și cum ar reprezenta figura umană figurile geometrice respective. Unul singur a descris în mod real, fizic, descrierea. Iar la ceilalți, toți, bineînțeles, că au făcut tot felul de povești posibile. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. A fost foarte interesant. Ne întâlnim peste o săptămână. Toate cele bune!